excursie. Toată lumea e pregătită, da? Mergem la munte? Sau la mare? Mergem în excursie! Într-o zi de neuitat, în excursie a plecat. Unde mergem? La munte? Sau la mare? Dar mi-e dor, mi-e dor de munte, dor de munte, dor de munte, dor de mare, de vapoare și de lac. Chiar așa, Costele, noi unde mergem? Oriunde vrei tu, draga mea, important este că am pregătit mașina. Ai pus în barbagaj și... Am pus tot ce trebuia. Excelent, să recapitulăm. Să recapitulăm. Copiii i-am lăsat la mama. I-am lăsat la mama. Pe bubușor și pe citezică, canarul, i-am lăsat la mătușa Frusinica. La mătușa Frusinica, da. Iar pisica ne-o ține vecina de la parter. De la parter. Iar florile le-am dus la tanti Mioara. Așa că putem pleca liniștiți. Putem pleca liniștiți. Da. Ia stai. Ce vreau? Stai puțin, dragostea mea. Ce este? Ai uitat ceva? Păi dacă am dus de acasă canarul, pisica, dulăul, florile, chiar și copiii, atunci noi de ce mai plecăm? Unde mai putem găsi o asemenea oază de liniște ca la noi acasă? Nu, nici nu mă gândesc să stau acasă. De-abia aștept să ajung pe o cărăruie care suie în vârf de munte. Cărăruie care suie în vârf de munte. Cărăruie? Care suie? În vârf de munte! Excursie veselă? Turistică? Și evident, o muzicuță, mică muzicuță. Muzicală? Organizată pe un itinerariu stabilit de următorii turiști. Umoriști: Cornel Udrea, Rodica Tot, Emil Șain, Rodica Ruja Dănilă, Manole Pavel Dan. Turiști de ocazie: Demrădulescu, Rodica Popescu Vitănescu, Cornel Vulpe, Alexandru Arșinel, Janin Stavarache, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu și Radu Zaharescu. Cărăruie care suie în vârf de munte și te pierzi în nori ca un fir de fum. Apropo, Costele, da, dragă, ce bine ar fi să avem timp frumos. Alo? Alo? Institutul Meteorologic? Da, institutul. Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună pentru vreo două zile? Sigur că da. Vă rog să ne comunicați numai pentru câte persoane. Sus pe munte o zi de odihnă, la sfârșit de săptămână, umple sufletul de viață, inima de voie bună. Responsabil cu voia bună? Ion Barta? Și Romeo Chelaru. Cărăruie care duci înspre cabană, du-ne iute cum ne-ai dus. Ne va duce mai iute? Cărăruie care duci înspre cabană. Sau mai lent? Ghidul artistic al întregii excursii, Manole Pavel Dan. Mai bine mergem la mare. Cărăruie care suie. De munte. Și te pierzi în nori ca un fir de fum. Șerpuind prin țară printre stânci cărunte, tu ne ești tovarășe de drum. La cabana.
am pornit. Se visule în sorit, primă și mulți vesel am rătăcit. La cabana trei braz, la cabana trei braz, ziua-ntreagă am râs și-am chiuit. Pădurea ne-a primit un florit covor și-a păsărele lor ședalnicor. Cu tine, da. Ești la mare cu mine, da. Sunt cu tine, cu tine, cu tine, cu tine la mare. Ce doi. Și ne iubim. La 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 la. Bine ar fi să fie așa, dar am să vă spun ceva. Sunt la mare cu cine? Sunt la mare cu mine. Dar de fapt sunt la mare cu voi, cu voi toți și mărturisesc. Sunt cu voi la mare și vă iubesc. Cărăruie care sui în vârf de munte, sus, sus, tot mai sus. Serial montan estival. Aflându-ne în plin sezon, vă propunem o interesantă și relaxantă excursie spre cabana cea mai apropiată. Pentru a reține cât mai ușor itinerarul, am defalcat excursia în câteva etape distincte. Etapa întâia. Înainte de toate, e bine să vă pregătiți cu atenție rucsacul și să nu uitați să luați cu dumneavoastră tablele, un relaxant joc de cabană. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți în prima etapă este să vă urcați în tren. Trenul vă va duce într-o stațiune montană. Odată ajuns și în gara stațiunii, vă amintim că la ieșirea din gară vă va întâmpina un plăcut aer montan. Tot la ieșirea din gară, vă veți izbi de primul stâlp indicator, spre cabana
Păcat, nu se mai distinge destinația. Tăblița a ruginit, frunza din vii. De ce nu vii? De ce nu vii din nou, s-o scrii? Mă rog, nu-i nevoie, pentru că dumneavoastră noi așa știți dinainte unde trebuie să ajungeți, spre cabana cea mai apropiată. În schimb, marcajul este foarte clar: dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Urmându-l, pătrundeți vertiginos în etapa a doua, după ce ascultăm câteva melodii. Mitică, nu te mai uita la călătoarea din față, că scot ochii în primul tunel. Da, nu mă uit. Uită-te mai bine la mine. Bine, mă uit la tine. Așa, da. Ce faci, dragă? Ce te holbezi așa? Ai spus să mă uit la tine. Conversează, conversează. Stai așa relaxat și conversează. Relaxă, că dacă nu sunt indiscret, călătoriți departe. Cu mine, mitică, cu mine. Întreabă-mă pe mine și am să-ți răspund. Da, mamă, cum te simți, draga așa, mea? Te-am mai lăsat reumatismul? Ce? Ficatul, adică nu te mai înțeapă? Taci. Ce să-i faci, vârsta? Taci! Taci, că n-apuși tu să te bucuri de pivnița lui socrul meu. Da, unde te uiți iar? Mă uit la tavan, la bec. La tavan, da, da, la... uită-te în jos, mitică. Și acum ce stai așa de parcă scurge sânge din nas? Cineva și-a pierdut un șiret. Amuzant, nu? Lasă gura, mitică, da, că în primul tunel ți-am spus. Dar nu trecem prin niciun tunel, mamă. Și ce crezi, că așa nu pot atenta la ochii tăi? Da. Știi ce? Da. Cel mai bine, mitică, uite-te pe geam, povestește-mi ce vezi. Pe geam? Da, iubitule. Da. Nichi naus lenen. E pericoloso sporgersi. Biletul la control, vă rog. Poftim? Biletul la control. Ah, da, 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 imediat. Vă dau imediat biletul. O clipă numai să caut. Da, nu știu unde l-am. Iertați-mă. Da. Iertați-mă, parcă v-aș cunoaște de undeva. Nu din tren, sunt sigur că nu din tren. Ah, cum se face de nu v-am recunoscut? V-am văzut de curând la televizor. Da, se poate, se poate, dar mă iertați că vă rețin, nu găsesc biletul. Sunteți Florinaș Voinicescu? Da, da. Iubitul nostru poet Voinicescu. O, cum ninge cu stele peste destinul acestei poteci. Frumoase versuri, domnule, frumoase. De unde le scoate, zău, așa, de unde? Versurile le scot eu, dar biletul, vedeți, în porvezi, nu-i în buzunarul de la piept. Bă, nu-i... Dar nu vă mai frământați atât, apare el. Și dacă nu, mie îmi dați numai un autograf. Dar cu plăcere, numai să găsesc biletul. Zic că... să fie, nu-i nici în despărțitura valizei, nici sub panglica pălării. S-ar fi pus între ziare. Bă, dar vă rog, mă jigniți, dacă nu-i, nu-i. Așa, scriitori, odată un confrate de-al dumneavoastră a pus biletul în cutia cu chibrituri și a aruncat-o pe fereastră, convins că e goală. Auziți, a crezut că e goală. Credeți că l-am amendat? Nu, no, i-am dat alt bilet. Da, foarte bine, numai că eu am nevoie de-al meu. Dacă nu-l găsesc, sunt un om pierdut. De ce? V-am spus că vă dau altul. Fără amendă, fără nimic. Dar nici nu vreau să mă gândesc. Extraordinar, unde naiba l-ai fi pus? Iertați-vă, sacoul e al dumneavoastră. Da, da, el mi-a l-ai fi pus acolo, da. Cum te-am uitat de el. Poftim. Nu e nici aici. Da, lăsați-l, păcatelor de mine, de-o fi alunecat, cine știe cum la urcarea în tren. Ce întâmplă? Vă dau altul, vă dau și amendă, dacă vreți, numai să nu vă mai enervați. Cum să nu mă enervez, când știu precis că la urcarea în vagon îl aveam? Sunt sigur, n-are rost să vă jenați. Și pentru că suntem singuri, poftim, rămâne între noi. Nu vă mai dau niciun bilet. Consider că l-am văzut. Da, dar vreau să-l văd și eu. Alminter nu mai știu unde trebuie să cobor. La gara de nord. Da, ar fi o idee, numai că noi suntem aproape de Zalău. Dumneavoastră nu deschideți niciodată sala de așteptare a stației? Nu o deschidem. O țineți așa, ferecată, tot timpul? Bineînțeles. Păi dacă o deschidem, se murdărește și atunci trebuie să facem curățenie. Auleu, doctore, ajută-mă, da? Că nu știu ce să mă mai fac. Da. Durerea asta în picior nu e întâmplătoare. Aveți o afecțiune destul de serioasă. De mult vă doare?
de 2 săptămâni. Și de ce n-ați venit până acum? Veneam eu, dar de câte ori mă doare ceva, nevastă mea îmi cere mai întâi să mă las de fumat. Foarte bun biscuitele. Dumneavoastră nu doriți? Nu, mulțumesc. Dumneavoastră v-ați lăsat de curând de fumat. Am dreptate? Da, cum v-ați dat seama? După felul cum scuturați biscuitul în scrumier. Dar ce surprize, maestre! Da, unde călătoriți? În interesul artei, dragă. De mâine încep filmările la un nou scenariu, un film despre și pentru tineri. Interesant, foarte. Și ce tratează? Adică, care-i subiectul? Bineînțeles, dacă nu sunt indiscret. Nu, că eu nu sunt ca alții. Pe un șantier, un maestru între două vârste se întâlnește cu o pontatoare. Tânără. Se poate, între două vârste. Amândoi necăsătoriți ca urmare a unor neînțelegeri din trecut, orgolii adolescentine, gura lumii, înțelegi ma ta. Dar tineretul, adică unde e? Pe șantier. Aha. Prezența lui este în prim plan. Adică? Am un groplan cu un tânăr care strigă la altul: Ghiță, trimite-mă betoniera, că te spun măriuței prietena. Secvență șoc, domnule. Chiar așa. Și pe șantier vine o inspecție de la minister și șoferul de pe o basculă, care în timpul liber cântă din acordeon, se pensionează. Nu înțeleg, nu. Păi aici e tot suspansul. Știi cine e șoferul? Nu, cine? Fratele inspector. Extraordinar, fratele inspector. Și de ce se pensionează? Cum de ce? Adică de ce vrea să se pensioneze? Păi e de vârstă. Mă rog, da, tineretul mai apare? Se poate, dragă, mai am două secvențe cu ei. Una când repetă orchestra de mandoline, toată numai tineri, și alta la pensionarea șoferului când Măriuța îi dă un buchet de flori. Cam puțin? Puțin, mă rog, cred că ai dreptate, o să-i dea două buchete. Dacă în fiecare zi am trimite-n dar o floare. Păi n-auzi că-i puțin o floare? Toate florile din lume eu le-aș aduna și înfiorată le-aș pune doar în calea ta. Toate florile din lume ți le-aș oferi și cu tine în viață aș porni. Păcat că nu mergi și tu cu noi în excursie. Nu pot, draga mea, am o zi foarte încărcată. Îmi serbesc cea de-a 30-a aniversare a zilei de naștere. E, ai dreptate. Mai bine mai târziu decât niciodată. Cărăruie care suie. În vârf de munte. Și te pierzi în nor ca un fir de fum. Șerbuinți prin sară, printre stânci cărunte. Tu ne ești tovarășe de drum. A fost la cabană? Ah, minunat! Ați petrecut acolo tot concediul? Da, 2 săptămâni. Deci 2 săptămâni de odihnă, de liniște? E, oarecum. Cum oarecum? Păi știi, aveam camera lângă cea a Ioneștilor și auzeam vorbind toată ziua. De ce n-aș cerut să vă schimbe camera? Și atunci n-am mai fi auzit ce vorbesc.
Cărăruie care sui în vârf de munte, sus, sus, tot mai sus. Serial montan estival. Etapa a doua. Unde rămăsesem? Ah, da. Tocmai ați ieșit din micuța gară de munte, lăsați în urmă stațiunea, lăsați în urmă și penultimele semne ale civilizației și pe măsură ce pătrundeți în pădurea de la poale, faceți cunoștință cu ultimele semne ale civilizației, împrăștiate prin iarbă, prin tufișuri, prin, mă rog, după 10 minute de mers pe jos, un pârâu vesel vă va ieși în cale. Treceți cu grijă peste podețul de lemn și dacă ajungeți pe malul celălalt, vă continuați drumul urmând dunga roșie cu picățelele negre, acum fără dungi alburii, un urcuș ușor și urmează primele conifere, primele posibilități de a vă rătăci și tot primele posibilități de a vă întâlni cu ursul. Drumul pe care îl urmați acum este marcat cu cerc albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie. Păcat, nu se mai văd picățelele negre. La ieșirea din pădure, o poieniță încântătoare vă îmbie să vă așezați și să vă trageți sufletul. Este și cazul, pentru că vă așteaptă o pantă ceva mai abruptă. Așa că ne vom odihni preț de alte câteva melodii. Ați vrea, nu-i așa? E da, dar nu se poate, pentru că frica de urs e mai sănătoasă. Deci, țineți strict marcajul albastru până la cabana cea mai apropiată, nu mai aveți decât povărnișul de lângă grohotișul din față, ridicătura din spatele povărnișului, piscul din fața ridicăturii, culmea din spatele piscului, apoi n-aveți decât să parcurgeți platoul din fața culmii și culmea. Dacă nu e ceață, în scurt timp abordați pieptiș suișul care duce direct la refugiul din apropierea cabanei. Aici vă puteți din nou odihni, de data asta aveți tot dreptul și nici ursul nu mai vine. Începe să trezi, prin creți lipește roa zorilor. Tăcerea nopții piere, începe iar o nouă zi. Spre soare stovi ciocării zboară, te îndalțe de slavă pentru lumina lui. Noi cântăm, natura e plină, noi cântăm, de zvon și lumină. Când noapte din soare, noi cântăm, și o rază de soare, noi cântăm, natura e plină, noi cântăm, de zvon și lumină, noi cântăm. Acum că ne cunoaștem cu toții, vreau să vă spun: cine face ca mine, ca mine să pățească. Proverbele noastre ascund mult adevăr. Uite, ca să luăm un exemplu pe care l-am aici, la îndemână, pe mine. Eu am fost un copil cu minte. Râdeam când mi se spunea, plângeam să nu-i alarmez pe ai mei că nu mă comport normal. Nu mi-am jurit niciodată genunchi. Nu m-am bătut cu băiețașii de vârsta mea. Și dacă ei m-au bătut, eu i-am părât, fiindcă e urât să te bați. Nici până azi n-am uitat fermecătoarele cântece ale copilăriei. Roata morii se învârtește, ori merge moșul cu colaci. Am numărat din frage de adolescență în limbi străine. Știu să tac în nemțește până la 10. Nu făceam mofturi la masă. Mă spălam benevol și frumos pe botic, nu ceream luna de pe cer și n-am întrebat niciodată, nici matur fiind, de ce doi ori doi fac patru. La școală am fost fruntaș,
la facultate și mai și. M-am căsătorit când au considerat părinții că e necesar să fac pasul și iată, am pășit în al 15-lea an conjugal. Nu iubesc șprițul, nu vin târziu acasă, ce mai? Așa a trecut timpul. Cine face ca mine, ca mine să pățească. Așa e, Pandele. Așa este. Roata morii se învârtește. Boul și broasca. Fabulă naturalistă. Adică care se petrece în natură. Odată o broască, întâlnind un bou pe luncă, ar fi vrut cât el să crească, să fie mare. Și a început în sus să sară până a observat-o o cioară. Surato, renunță la ideea asta dacă dragăcește viața. Măcelarii sunt gata să-l ducă la abator pe boul din luncă. Și o broască mare ca el n-o să scape de măcel. Morala: sunt cazuri în viață când și o cioară dă o bună povață. Vai, maestre, nici nu știți ce mult mă bucur că ați venit și dumneavoastră cu noi în excursia asta. Este minunată, minunată. Și vă mulțumesc că m-ați invitat, bineînțeles, și mătușii îi mulțumesc. Vai, și eu am ținut să veniți în croazieră asta. Vă sunt îndatorat. Vai, nu ne mai mulțumiți atâta. Prezența dumneavoastră este o bucurie pentru noi și vă mărturisesc sincer, o siguranță în plus. Dar de ce? E, cum de ce? Dumneavoastră nu ați auzit de Titanic. Oh, dar nu se pune problema. Pe lacul acesta nu sunt iceberguri. Și totuși eu simt așa un fior de aventură. Chiar vroiam să vă întreb. Vă ascult. Dacă cumva din întâmplare am cădea așa amândouă bâldâpâc în apă, eu și cu Mimișor, pe care a salva-o mai întâi? Dar cum să vă spun, sunt convins că dumneavoastră știți să notați foarte bine. Minunată plimbare cu vaporul. Admirabilă e marea, ehe. Da, dragul meu, numai că bate vântul prea tare, simt că mă ia pe sus. Ți-am spus eu să nu exagerez cu cura de slăbire. Nu vă supărați, dumneavoastră, sunteți salvamarul? Da. Mă scuzați că vă întreb, știți să-mi notați? Da, bineînțeles că știu. Ce bine! Știți, vreau să vă spun ceva. Poftiți. Nu mi-o luați în nume de rău? Deloc. Se poate intra în apă? Desigur. Nu există pericol să te neci? Nu depășiți geamandura și totul va fi în ordine. Și dacă nu știi să noți? Intrați unde apa e mai mică. Și dacă vine un val, te doboară. Unde e apa mică nu sunt valuri mari. Și așa din senin nu vin valuri mari. Da, să zicem însă că vine totuși un val. Am auzit eu că sunt niște valuri gigante. Mm-hmm. Te doboară. Eh, atunci dumneavoastră, unde o să fiți în momentul acela crucial? Aici. Și vedeți dumneavoastră de aici, de la distanța asta, cum se zbate omul în valurile înspumate să iasă la suprafață? Da. Și dacă tocmai atunci întoarceți capul? Nu. Ce nu? Nu întorc capul. Eu am întotdeauna vederea înspre mare. Și aveți dumneavoastră timpul necesar să alergați, adică să notați că să-l ajutați pe cel asupra căruia s-a abătut urgia valurilor? Da. Oh, dar n-ar fi bine totuși să stați ceva mai aproape de apă? Nu. Și dacă atunci când intră în apă te apucă un cricel și nu te mai poți mișca? Auziți dumneavoastră strigătul acelui? Sigur că da, nu-i nicio problemă. Și dacă ți se pune un cârcel la gură, pe deasupra mai îți intră și apă în gât? Da. Ce da? Atunci dați din mâini. Și dacă năbădăușul de cârcel se întinde și la mâini? În cazul acesta... Păi vedeți? Văd. Pe urmă, dacă vine cineva, așa ca mine, și vă ține de vorbă, mai puteți fi atent? Nu. Păi vedeți? Văd. Auziți? Da. N-aveți un colac? Am. Vă supărați dacă vă cer să-mi dați și mie unul? Nu. Mulțumesc. Poftiți. E frumos. E un colac de salvare? Da. Nu se sparge? Nu se sparge, nu se strică, în picioare se... La urma urmei, ce doriți dumneavoastră? Mă gândesc dacă nu e bine să mai iau unul, așa, de rezervă. Nu! Dar despre ce e vorba? Vreau să vă mai întreb,
N-ați terminat? Ah, mă arunc în mare! Nu, vă rog, mă scuzați că vă mai adresez o ultimă întrebare. Dacă vă roagă cineva să intrați cu el în apă, intrați? Nu! Nu? L-ați supraveghea mai bine, nu. Dar... Nu! Ce nu? Nu intru în apă! Vă e frică de apă? Nu! Știți că dacă ați intrat și dumneavoastră în apă, s-ar simți mai în siguranță. Cine? Nevastă-mea. Știți că ea nu știe să noate și vrea să intre în apă și m-a rugat să vin să vă întreb dacă nu există vreun pericol de nec. De ce nu intrați dumneavoastră cu ea? Păi eu nu știu să not. Și pe urmă aș avea și eu timp să bea o bere în liniște. Bună ziua! Bine ați venit în agenția noastră! Deci aici este... Aici, vă rog, agenția Valulus Globiu, da. Se unduiește la picioarele dumneavoastră. Doriți probabil să faceți o călătorie? Da, așa intenționez. Mai lungă, mai scurtă, până unde? Știu eu, aveți cumva un glob pământesc? Da, sigur că da, uitați-l aici. Da, ia să văd. Deci, Marea Mediterană, Spania, Algeria, America de Sud... Oceanul Pacific, Japonia, India, Australia... Da. Ei, v-ați hotărât? Nu vă supărați. Mai aveți cumva și altceva? Hei, hei, la drum, încă nu pleca, mai stai. Noapte la început să spui, iubire. Nici noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta, vreau să spun, s-a terminat emisiunea. Cărăruie care sui în vârf de munte. Pura, plecăm în concediu. Mâine, că azi nu se mai poate. Am pierdut trenul pentru că trenul are o plecare anormală. Normal că anormală este ora 6 dimineața pentru mine, care am cerut ca CFR-ul să introducă și ziua vagoane de dormit pe toate liniile. La noi în casă bântuie boala somnului, că dacă mă scol la 7, un sfert de oră sunt încă buimaș și nu știu unde mă aflu, unde am dormit și unde m-am trezit. Dacă din nenorocire trebuie să mă scol la 4 dimineața, 2 zile nu-mi revin, parcă plutesc. Am pierdut trenul și pentru faptul că din 20 de telefoane pe care le primesc, 10 sunt farse. Sunt întrebat la 2 noaptea dacă s-ara gazul și la 5 dimineața dacă sunt teatrul foarte mic. Trenul pleca deci la 5 dimineața. Ne-am gândit să facem cumpărăturile cu o zi înainte, că așa procedează toată lumea, nu? Lasă totul în ultima zi și nu puteam tocmai eu să fac pe originalul și să colind magazinele înainte. Am împărțit cu nevastă-mea orașul în cele 4 puncte cardinale existente, i-am dat ei 2, am luat eu 2 și la 9 am dat startul. Cu hotărârea să doborâm recordul mondial de viteză cu autobuzul, tramvaiul, troleibuzul și pe jos. Și am început. Să pun lame, ruș, pastă, coafor, biscuiți, rimel, gem, pudră, caschetă, sirop, costum de plajă, papuși de plajă, roche de plajă, cerceaf de plajă, bețe de plajă, ochelari de plajă, ulei de plajă și cu tot ce am mai găsit de plajă în București, am sosit acasă încărcat ca 2 raioane de la magazinul Victoria. Fericiți că putem pleca fără grijă pe malul mării, am hotărât să ne facem valizele. Am pregătit lucrurile la îndemână. Numai valizele nu le-am avut la îndemână, pentru că ele plecaseră înainte în concediu cu mama, cu tata și cu sora mea, care pornise să-și caute norocul matrimonial în stațiunile de pe Valea Prahovei. Ce să fac fără valize? Am plecat pe la neamuri. N-aveți o valiză, mătușică? N-am! N-aveți o valiză, unchiule? Am, dă-mi-o, te rog, nu pot că plec eu în concediu. Bonjour, Vere, plecați în concediu? Am fost! Atunci n-ai o valiză? N-am, că am împrumutat-o. În fine, un văr de al doilea din partea unei mătuși de-a treia, pe care nu-l mai văzusem de 2 ani, m-a întâlnit disperat pe stradă. Ce-i cu tine? Plec în vacanță și n-am valiză. Îți dau eu, mi-a dat 2. Acasă am reușit să îngrămădim în ele tot ce se afla în casă, afară de mobilă. Ca să le închidem, ne-am suit cu genunchii pe valize, le-am întors, le-am sucit și pe la 1 noaptea le-am închis. La culcare, am spus eu. Dar când pleacă trenul? A întrebat prevăzătoare nevastă-mea. La 5, zic. Păi atunci mai are rost să ne culcăm? Zice jumătatea mea. Zic, bineînțeles. Mi-e un somn. Și ca să fiu sigur că ne trezim, apelăm la telefon la 051 să ne scoale la ora 4. Am dat
ne-am culcat, am adormit și prin vis am auzit un țârâit. M-am trezit 15%, am coborât în 4 labe din pat, am bâjbuit prin întuneric, am dat de telefon, am zis alo, am auzit în receptor, e ora 4. Am trântit furios receptorul, nevastă-mea m-a întrebat cine a fost, am mormăit și eu, derbedei, dragă, derbedei, că cine sună să spună că e ora 4? O să reclam! Și m-am aruncat în pat unde am adormit amândoi. Și a doua zi, la ora 10, am observat că am pierdut trenul. Așa că, ura, plecăm în concediu. Mâine! Soarele, vi se pur curat, cântați, cântați la trezirea sa. Eu de foc, mărmire smat, cântați, răsăritul de soare. Ei, dar apusul e și mai și. Mitică, dragul meu, dacă am văzut răsăritul, eu zic că nu are rost să așteptăm și apusul. Nu poate fi decât invers. Saltare! Îmi permiteți? Țuțu! Hugoneață, drețoară! Greșeală, directorul circului, cu ce vă pot fi de folos? Am venit să... dar nu-mi spuneți să iau loc? Scuzați, poftim, las loc. Mulțumesc, stimate! Vom da lovitura! De acum înainte, pe ușile și geamurile celor trei case de bilete va fi scris cu litere de un metru. Pentru astăzi nu mai sunt bilete. Seară de seară vom juca cu sala arhiplină. O clipă, o clipă, că nu pricep nimic. Cum spuneți că vă cheamă? Suzu Hugoneață, dresor. Da, și ce doriți? Cu ce? Să lucrez la circul pe care cu onoare îl conduceți. Îmi veți face câteva mii de ștraifuri de un metru cu care vom împânzi orașul și succesul va fi asigurat. Și ce scriem pe ștraif? În spectacolul nostru apare și marele dresor Țuțu Hugoneață cu broasca lui țestoasă. Aha, deci să înțeleg că dumneata adresezi o broască țestoasă. Întocmai, va fi o lovitură. Lumea se va înghesui mai ceva ca la urs. Ascultați ce vă spun eu. Cu mine succesul va fi asigurat. Încheiem contractul. Păi știu și eu. Știu eu precis, am experiență la toate circurile unde am apărut. A fost un mare eveniment. Senzația sezonului, adevărată sărbătoare. Când prezentatorul spectacolului anunța: și acum prum, 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 și acum prum, 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 da, 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 înțeleg, înțeleg, înțeleg. Și acum surpriza serii, marele dresor Țuțu Hugoneață și broasca lui țestoasă. Publicul ovaționa, aplauda frenetic, era în delir. O clipă. Da. Am înțeles că ați dresat o broască țestoasă. Întocmai. Nu mi-a spus ce anume face această broască țestoasă. Da. Bea apă. La cir sunt fete și acrobați, și mușicii talentați, și șarpele boa. La cir sunt lovnicii minunați, și sute de invitați, și tigrul lui boa. La cir sunt oamenii zburători, pantere și scamatori, și halterofilii. Vestit în lume e circul, cu zâmbetul fericit. Aveți cumva pantofi din piele de șarpe? Avem, vă rog, ce număr poartă șarpele dumneavoastră? Dresorul e acum suprem flector, tigrul e înfiorător, și muzicanți au un lemnic, și lumea în sală a muțit. Uite și un iluzionist, din dragoste e foarte trist, cu niciun truc întrebuințat, fata muzal înapoiat. La circ sunt fete și acrobați, și ușicii talentați, și șarpele boa. La circ sunt lovnicei minunați, și sute de invitați, și tigrul lui boa. Sunt oamenii zburători, pantere și scamatori, și halterofilii. Vestit în lume e circul, cu zâmbete fericit. Să știți că luând acești pantofi ați avut o idee excelentă, da. Probabil este un dar pentru onomastica soției. Nu. Probabil pentru aniversarea căsătoriei. Nici asta. Atunci e bine venit ca să vă împăcați. Cărăruie care sui în vârf de munte. Sus, sus,
tot mai sus. Serial montan estival. Etapa a treia. Cabana. În sfârșit la orizont se ivește cabana cea mai apropiată. Puneți la loc în tocul lui binoclu cu care ați admirat cabana și împrejurimile și porniți hotărât pe ultima parte a itinerariului propus. Pădurea în care intrați vă aduce aminte de pădurea de conifere pe care ați traversat-o în etapa a doua. Locurile vi se par cunoscute, cercul albastru proaspăt vopsit peste dunga roșie, indiscutabil v-ați rătăcit, nu vă enervați, nu sunteți nici primul, nici al doilea, nici ultimul turist care se rătăcește. Înarmați-vă cu cât mai mult optimism și porniți pe drumul de întoarcere. Este singura soluție de a ieși din impas, fiți calm și nu vă pierdeți cumpătul, chiar dacă s-a întunecat și a început să plouă, să fulgere și să tune în disperare. Terenul devine alunecos și nu mai puteți înainta. La vreo 100 de metri în fața dumneavoastră, fulgerul a spintecat un brad. În fața ochilor vă apare o dungă roșie cu picățele negre și dungi alburii cu ușoare tente de gri. Din păcate, nu este marcajul întâlnit prima oară în gară, ci doar trecătoare iluzii optice produse de oboțeală. Nici acum nu există motive de îngrijorare și mai ales nu există motive să intrați în panică. N-aveți de ce, pentru că veți aborda cu cea mai mare încredere etapa a patra și bucurați-vă ultima! Da, iar aici, chiar pe aceste locuri, se afla o moară de vânt. Interesant, și ce s-a întâmplat cu ea? Cu timpul s-a deteriorat, dar numai moara, vântul mai există și astăzi. E, poftim, s-a deteriorat și vântul. Tot mai bine era cu apă. Cuișor, ia spune mie, ce ziceai că vrei să te faci când ai să fii mare? Mai întâi o să fiu medic, așa cum vrea tăticu. Apoi o să mă fac avocat, așa cum dorește mămica. Iar la urmă o să mă fac ce vreau eu, adică marinar. Marinar, marinar, unda mărine e dragă. Marinar, marinar, stând la cârmă ziua-ntreagă. Tăticule, rechinul mănâncă sardele? Desigur, puișor. Și cum deschide cutia? M-aș lupta și cu un delfin. Asta-i prea puțin. Iar eu cu trei sardele. De-i furtună știu ce fac, eu îi vin de hac. Pui mâna pe colac. Marinar, marinar, unda mărine e dragă. Marinar, marinar, stăm la cârmă ziua-ntreagă. Navigăm și-admirăm ce albastră-i marea neagră. Ținem piept vântului, noi cântăm valului și zâmbim cu drag soarelui. Ei, băieți, hai, să mergem. Mergem, da. Caracudă, da. Caracudă, pune mâna pe geanta cu stensilele de pescuit și spre baltă cu cânt înainte, marș! Ah. S-a făcut șeful, dar de ce îmi spuneți caracudă? Pe mine mă cheamă Vasile. Hai mă, Vasile, ce te formalizezi așa? Nu te supăra. Șeful a glumit așa cu tine. Caracudă, ce aștepți? Vrei să-ți dau și tonul la cântecă? Hai. Gata, șef, am înțeles. Dar, șeful, de ce nu ia și colegul meu Aurel ceva din greutate? Lasă-mă, Vasile, mă. Dacă duci tu totul, ai să fii om așa cu greutate, mă. De dimineață lângă lac pescarul amator își cânte numai pentru el un cânte cel ușor. Pe lacul mare și adânc va pescui cu spor și pește mult va ridica pescarul amator. Opa, opa,
Uite că pluta mea se mișcă. Du-te, du-te, nevericitule, de la undița mea. Mai înoată vreo 20 de metri încolo, unde e undița șefului meu. Ce ai de gând să mă nenorocești? Ia uite, domnule, ia uite, domnule, canalia asta mică vrea să mă distrugă. Am mușcat și gata acum. Fie ce fi, trebuie să trag undița. Uite, tu erai pitic de baltă. Unul ca tine să-mi înghite momeala și să-mi mănânce și promovarea? Ti, dar ce strălucitor ești! Eu? Dar de ce te superi așa de tare pe mine? Aoleu, ce e? Cine vorbește? Sau am halucinații auditive? Liniștește-te! N-ai halucinații! Sunt eu, peștișorul de aur! Și știi să vorbești? Da, de ce te miri? Mi se pare ciudat, pentru că în ședințele noastre șeful strigă tot timpul la mine: ce faci, Vasile? De ce tași ca peștele? Știe el ce știe. 99,9% din pești sunt muți. Eu sunt excepția care confirmă regula. Sunt peștișorul fermecat. Și dacă ai să mă arunci din nou în apă, te răsplătesc îndeplinindu-ți pe loc 3 dorințe. Ce vorbești, piticuțile? Cu cea mai mare plăcere. Poftim, înnoată sănătos. Am să viu peste un an. Atunci ai să fii destul de mare pentru plachie. Mulțumesc! Acum exprimă-ți cele 3 dorințe, dar în ordine. Ascult, care e prima ta dorință? Prima mea dorință? Dar știi că e nostim. Păi dacă e așa, ia să văd dacă poți face ca Aurel, colegul meu de birou, să prindă un pește de 5 kg, iar șeful nostru să prindă unul de 100 de grame. Dorința ta va fi îndeplinită, cât ai zice, pește! Ia, uite, vai de bine! Vai de bine, ce dihane mi-a înghițit pluta! Aoleo, smulge undița din mână! Ce animal s-o fi agățat de crâligul meu? Aoleo, să sper că nu e vreo balenă. Mamă, așa un pește n-am mai văzut. Zici că e balenă, nu alta. Așa cu tata. Pardon, tatăl e contabil șef. Șeful, ia uitați-vă ce exemplar de expoziție ați prins dumneavoastră. Nu eu, băiete, da. Tu l-ai prins, da. Las că ajungem noi la birou. Da, o clipă, da. Mișculează ceva și la undița mea. Hai că trage cu adevărat. Așa, rege de apă. Încă o dată, așa. Hai că te și fac saramură. Nenorocitule, tocmai tu, pricăjitule, infantilule, slăbănogule, tocmai tu te-ai găsit să te oprești la undița mea? Ce, la cârligul Vasile n-ai mai avut puteri să ajungi? Momeala mea e demnul de părinții tăi, ia du-te, du-te să nu te mai văd, du-te! Ia te uită că se poate! Care e a doua dorință? Scumpule, fă ca șeful contabil să cadă în apă, eu să-l salvez și în acest timp Aurel să râdă ca un apucat, să râdă până i-or da lacrimile. Așa se va întâmpla. Ajutor! Aurele! Ce mă fac? Cum naiba am ajuns în apă, Aurele? Ajutor! Țineți-vă bine, șeful! Rezistați până ajung la dumneavoastră! Încă o secundă și v-am prins! Așa! Atârnați-vă de gâtul meu! Cu nădejde bun, așa! S-a făcut! Aoleu, șeful, dar ce văd? Ați scăzut în apă cu cizme și cu costum, cu tot? Da. Nu-i nimic, șeful. Da. Îmbrăcați costumul meu. Am fost inspirat. L-am lăsat pe mal, e uscat. Așa, luați cămașa asta așa. Vă simțiți mai bine, șeful? Mai bine, băiete, mai bine. Așa. Da, unde e Aurela? Unde, dar ce? Ce l-a apucat de râde așa? Nu cumva râde de mine. Lasă că ajungem noi la birou. Poftim, pe cine protejez eu de ani și ani? Lasă că ajungem noi la birou. Și acum, spune-mi care îți este ultima dorință. Păi dacă e bal, bal să fie. Ascultă, peștișorule, fă ca de undița șefului să se prindă un pește de 10 kg. Să-l tragă afară ușor, să fie fericit și mândru, iar amicul meu Aurel să se apropie de șeful, să-i laude peștele, să admire iscusința pescarului, să mângâie spinarea lucioasă și grasa peștelui, să le ia în mână și să-l scape în apă.
Așa va fi. Fraților! Fraților! Da. Victorie! S-a agățat! Ial meu! S-a agățat! Și simt că e mare! Trageți! Așa, 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 băiete! Ușurel, nu mai pot scăpa! Știe tata cum să te scoată! Da, nu te mai spate în zadar și nu tragi rădejde! Clipele sunt numărate și mulineta se învârte! Se învârte! Ai șeflu? Și... Așa! Iată-te! Așa exemplar n-am văzut în viața mea. Ia stai, hai să mă ciupesc. Fără șeful, e de adevăratele. Și vă spuneam pe cuvântul meu că e fantastic. Oleo, și are o coadă. Cântărește sigur peste 15 kg. Îmi faceți o favoare. Poftim, sunt mărinibos. Lăsați-mă să-l ating. Să-mi plimb palma pe spinarea lui lată. Să-i simt așa mătasea solzilor. Mângă-l, da, mângă-l la urele cât vrei. Că doar nu-l mănânci. Mulțumesc, șef, e minunat. Îmi pare rău că nu am aparatul de fotograf. Uitați-vă, uitați-vă. Dacă ridic în sus, e mai înalt ca mine. Fii atent, Aurele, ai grijă să nu scap. Nu. Mă, ce faci? Îl admir, îl admir, mai bine zis pe dumneavoastră. Vă admir. Nici o teamă? Nu scap? Ce? Sunt doar un pescar cu experiență. Mă lasă să scăpam, măcaracu, de ce ai făcut? Mă scuzați, tot n-am vrut, m-a păcălit. Ce să te s-a prefăcut că e sfârșit și apoi dintr-o dată s-a arcuit și ne-a alunecat din nevăroc. Să nu te mai văd! Dispar din fața ochilor mei. Ei, lasă că vorbim noi mâine la birou, Vasile. Ia vino dumneata lângă mine. Am nevoie de oameni de nădejde în jurul meu, nu? Ei, peștișorule, unde ești? Mă auzi? Îți mulțumesc frumos. Am înțeles că aveți nevoie de mine. Da. Sunt aici și vă mulțumesc. Ca să vezi, nu aduce anul, ci aduce peștișorul. Ei, tu, caracudă, caracudă, strânge ustensilele, bagă-le în genți, saltă sarsana și la drum. De ce spuneți, caracudă, șeful? Mă cheamă Aurel pe mine. Aurele, colega, de ce te superi? Șeful a glumit. Ce mai aștepți, caracudă? Hai, spre casă, fără cântec, marș! Cum o să car eu toate astea, șeful? Simplu și mai ales singur, Aurele. Așa e să devii și tu un om cu greutate. Șeful, eu pot să cânt? Cântă, Basilică, cântă. Ce frumoasă este viața. Ce când voce are. Când îți care altul ața. Ce voce. Băi, Titi, mie îmi place de tine că ești un vesel și petrecăreț. Dar chiar așa, ești nelipsit din restaurante. Păi, dar ce înțelegi tu? Păi, mereu ești ba la Cina, ba la Atene, ba la București. Vezi tu, Costică, mie îmi place muzica. Și? Află că acolo au o muzică excelentă, ce orchestre, ce soliști. Bine, dar atunci de ce nu te duci la concerte, la Ateneu? Pinau tămăioasă. Ospătar! Vine băiatul? Halba asta are mai multă spumă decât bere. N-are nimic, vă rog, poate vreți să vă bărbieriți până beți berea. Cărăruie care suie. În vârf de munte. Și te pierzi în nor ca un fir de fum. Șerpuind prin sară printre stânci cărunte. Tu ne ești tovarășe de drum. Ca să ajungeți sus pe munte, faceți sporturi cât mai multe. Nu merge. Ce-o fi cu halterele astea? Parcă sunt lipite de podea. N-or fi de categoria mea. Nevastă mea mă sfătuiește să le arunc cât colo de fiare, că e greu să le ridic. Da, e greu, recunosc, dar e frumos. E frumos și sănătos. Că zicea, mens sana in corpore sano. Zicea, asta, cine zicea? Mă rog, cine zicea,
dar zicea bine. Ei, da, îmi place sportul. De mic copil, după câte mi-aduc aminte, de când jucam fotbal cu băieții din cartier. Tatăl meu, observându-mi pasiunea, m-a înscris la un club, da, ca să nu mai plătească geamurile vecinilor. Așa că am început să practic sportul de performanță. Aveam un dribling formidabil de nici nu mai știa adversarul unde-i mingea. Nici eu, dar o găseam până la urmă cu bunăvoința unui spectator. Ce mai eram, un fenomen. Un fenomen. Antrenorul însă, neavând darul descoperirii tinerilor talente, m-a declarat jucător de rezervă, definitivă. Ceea ce nu corespundea cu aspirațiile mele, așa că m-am atașat puternic de atletism, deoarece tinerețea și buna mea dispoziție m-au făcut să alerg într-acolo. Da, mai întâi alergările, unde eram mereu înaintea celorlalți concurenți. Ia uite-l pe săracul bebe, iar e cotură în urmă, ziceau prietenii mei. Ce știau ei? Îmi păstram forțele pentru asaltul final. După aceea mi-am încercat norocul la lungime. Am sărit eu ce am sărit, până când antrenorul mi-a atras atenția că în loc să sar în lungime, eu sar în lățime. Și am trecut la înălțime, probă unde m-am afirmat ca fiind cel mai bun săritor al clubului și singurul. Asta până în ziua când a pus unul ochii pe mine și m-a întrebat: vrei să ajungi mai sus? Zic: cum? Zice: cu prăjina. E, a reușit să mă convingă și după indicațiile de rigoare și o serie de ezitări, iată-mă pregătit pentru prima săritură. M-am concentrat bine asupra obiectivului, am alergat, am proptit capătul prăjinii în pământ și nici n-am simțit când am ajuns sus. Am simțit când am ajuns jos și nu mi-a plăcut, așa că am abandonat și proba asta. Totuși, ca să elimin surplusul de energie ce l-avem acumulat în mine, m-am apucat de box. Antrenamente peste antrenamente și iată că sosește și ziua primei întâlniri. Intru pe ring, dau mâna cu adversarul și mă așez liniștit în colțul meu. Arunc o privire în diagonală și îl văd pe el uitându-se necruțător la mine. Mă intimidează. Mă uit și eu necruțător la el și îl intimidez. Bate gongul, ne ridicăm, ne apropiem unul de altul și eu, mai îndrăzneț, îl lovesc. După care vine rândul lui să nimerească. Și nu odată, nu de două ori, ci de trei ori. Nu mă las mai pe jos și expediez o directă de dreapta care nu o recepționează. În schimb, lovitura care urmează mă pune în situația jenantă de a mă sprijini de podea. Nici nu termină arbitru clasica numărătoare până la 10, că eu mă și aflam pe verticală, gata să primesc o nouă lovitură pe care de data asta o interceptez în plin organul olfactiv. Cum nu-mi place să fiu asfalizat, de furie văd roșu înaintea ochilor și încep să dau. Și dau, și dau, și dau, până când sunt scos afară din ring cu forța, iar arbitru cu targa. După acest succes, am intrat la un club de motociclism. Așa am cunoscut-o și pe cea care ulterior mi-a devenit soție. Venea aproape în fiecare zi la fratele ei, internat tot cu fracturi multiple, căpătate însă într-un accident de circulație. Apoi, după luna de miere, am abordat în notul. Da, antrenorul, ne manifestând niciun interes față de originalitate, notam ca o broască țestoasă după spusele lui, m-a sfătuit să trec în lotul de săritor de la trambulină. Țin minte că odată am executat o săritură superbă. Mă răsucisem prin aer de rămăsese lumea cu gura căscată, ba un coleg de emoție s-a ascuns sub o bancă și apoi am plonjat 7 metri în apă. Greșit calculat, fiindcă bazinul avea doar 6 metri adâncime, așa că s-au băgat unii după mine să mă scoată afară. Eu voiam să mai stau. După ce a venit iarna, da, în care m-am simțit atras de sporturile de sezon. Cu slalomul n-a mers prea bine, pentru că doar în 2 coborâri i-am lăsat fără fanioane. În schimb, la bob, hai de mine, ajunsesem un nume celebru. În acea vreme toți vorbeau despre mine, aducându-și aminte cu emoții de prima mea coborâre, când am uitat să frânesc la terminarea circuitului. Și odată cu primăvara am simțit nevoia să zbur și eu așa ca miei și m-am înscris la călărie.
Frumos sport, frumos sport cu tradiție și palpitant. Îmi amintesc că odată, la un antrenament, mă îndreptam în goana armăsarului spre un obstacol și l-am sărit. Numai eu, calul având altă opinie. Așa că m-am reprofilat pe popice. Dar degeaba mă concentram eu cu maximul de atenție, că nu pica nimic. Încăpățânate popice. Această nereușită m-a făcut să reflectez serios la viitorul meu ca sportiv, ajungând la concluzia că încep să îmbătrânesc, pentru că așa suntem noi sportivi, dăm randament numai până la o anumită vârstă. Așa că m-am decis să mă axez pe sporturi care nu necesită o pregătire fizică deosebită, de exemplu, tirul. Da, antrenorul foarte amabil m-a înzestrat cu o pușcă, iar eu i-am dovedit de ce sunt în stare. Când a apărut într-un târziu de unde se ascunsese, mi-a recomandat călduros să vizitez mai întâi un oftalmolog. Da. Și așa am ajuns să port ochelari. Mai târziu a venit un copil, a venit al doilea copil, a venit și soacră mea pentru că își vânduse casa, așa că am fost nevoit să renunț la sport. Din când în când mai pun și eu mâna pe o halteră, pe un bătător de covoare. Zilele astea trebuie să pun mâna pe autoturism ca să-l pun la punct. Peste o lună mă așteaptă un raliu dificil. Sper să iau și un premiu, da? Anul trecut n-am luat decât un stâlp pe aripa din dreapta. Și cam asta e pe scurt povestea carierii mele sportive. Da. Cum? Te-ai zis? Da, bine, bine, viu imediat. Ionel al meu, mă cheamă să facem o partidă de șah. Mă duc, da, mă duc, că vreau să-mi iau revanșa. E, ce vreți? Sunt un pătimaș al sportului. Se fac antrenament bărbații și modernele femei, și fetițele cu grații și ștrengarii băieței. Fii dinamic viața toată când mișcarea o îndrăgești. Un teren adesea arată ce într-o carte nu găsești. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum grăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat, că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin. Un, doi, trei, patru. Gata. Gata. Ah, ce aer minunat e aici sus pe munte. Simți cum tot corpul se revitalizează. Da, se spune că respirația profundă omoară microbii. Da, problema e cum să-i facem să respire profund. Da, prin mișcare, mișcare. Și orice sport e frumos, iar dacă-l faci serios, chiar viața ta poate fi. De-i fotbal sau de-i alt joc, de-i tenis, handbal sau rock. Mișcarea însă-și te va cuceri. Și orice sport e frumos, iar dacă-l faci serios, chiar viața ta poate fi. De-i fotbal sau de-i alt joc, de-i tenis, handbal sau rock. Mișcarea însă-și te va cuceri. Și orice sport e frumos, iar dacă-l faci serios, chiar viața ta poate fi. De-i fotbal sau de-i alt joc, de-i tenis, handbal sau rock. Mișcarea însă-și te va. Și orice sport e frumos, iar dacă-l faci serios, chiar viața ta poate fi. Ei, cum te mai simți, draga mea? Binișor, scumpă, binișor. Ce medicament ai folosit? Un fleac, acetilaminotiodiozol sulfonabidum. Ce să-i faci, dragă? Așa e la bolile de lungă durată. Dragă mea, îți dau un sfat prietenesc. Renunță la Matilda. E de o banalitate crasă, cred. Nu pot, mă obsedează. Cum naiba ți-a venit în minte să o aduci la cabană printre atâția oameni cu adevărat interesanți? Nu vezi că te încurcă? Dar nu mă încurcă, deloc, dimpotrivă. Prezența ei aici e ca o rază de soare după o zi de ploaie. Rază? Ce rază? Nu strălucește nici cât o măciurie a unui băz de chibrit. Te rog. Dar chiar nu stai seama cât de slabă e, cât de nereușită. Nevastă ta ce zice? I-ai arătat-o că ochiul unei femei... Nevastă mea n-a ajuns la cabană și a adus aminte că e ziua soacră mea și s-a dus să-i cumpere un cadou. Mai bine, n-a văzut ce văd eu. Ascultă, scapă de Matilda până când nu te compromiți și în fața altora. N-am cum să scap. Dar foarte simplu, fă-o să cadă într-o râpă, poftim. Cum să fac una ca asta? Trimite-o după Frank și poftim, alunică și gata. Dar ceea ce îmi propui e o crimă. N-au decât să salveze salvamontiștii. Anunță-i chiar tu. Da? Păi, felul ăsta a prins doi iepuri deodată. Nici n-ai mustrări de conștiință și închei și capitolul cu Matilda. Nu. E inuman. Nu mi-aș ierta-o niciodată. Atunci fă-o să fugă cu pădurarul.
Descrie-l în așa fel încât să nu mai stea pe gânduri, mă înțeleg, nu? Nu stă în caracterul ei, poate că e banală, cum spui, dar ușuratică în niciun caz. Auzi, dar dacă ar primi o telegramă de acasă? O veste nefericită transmisă de un excursionist pus pe farse. Ce zici? În felul acesta pleacă fără să ți se reproșeze absolut nimic. N-are familie. Mă rog, n-are familie. Dar telegrama poate fi semnată de oricine. De o persoană care ea îi e foarte devotată. Matilda e devotată naturii. De asta a venit la cabană. Hai, dar de unde ai mai văzut tu femeie devotată în exclusivitate naturii? Care urmașa e și petrece vacanța ascultând și repitul păsărelelor în vârful muntelui de una singură? Cine? Matilda! Ei, Matilda, Matilda! Matilda, iartă-mă că ți-o spun, dar e o perversă! Matilda! Da, Matilda, m-ai nebunit cu ea! Ia stai, ia stai! Nu cumva ești laș! Eu? Da, 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 da! Nu cumva n-ai curaj să te descotorosești de tipul ăsta insipid, de care mă calcă pe nerv! Ei, bine, te scap eu! Nu, 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 ce vrei să faci? Ce cauți în sertar? Ceva cu care s-o tai! Ai inima asta? Am! Mai bine că nu. Pe lângă că sunt un prieten foarte sincer, sunt și un foarte bun critic literar. Te asigur că știu să tai paragrafele cu Matilda cât se poate de artistic. Nu-i păcat să strice un roman atât de bun. Frumoasă-i fata ce-mi place mie, în tot ce are e poezie. În ochii apoartă bolta înstelată și mă privește ca nicio fată. Când îmi vorbește ca și săgeata, din trei cuvinte m-a și dat gata. Și are un nume ce mă-nfioară, ca trei silabe pe-o inimioară. Noi spune Anda, nu o cheamă Linda, ci se numește simplu Matilda. Nu e Georgetta, nici Rosalinda, ea-i pentru mine, dragă Matilda. De două ore consum oglinda, am întâlnire azi cu Matilda. La dans noi mergem, eu și Matilda, eu nu știu însă, știe Matilda. Toate cele îi urmesc pilda, nu vreau să o supăr zău pe Matilda. Ea e o fată foarte decisă, nu vrea să fie nici contrazisă. O sărutare de vrea Matilda, este de unde pentru Matilda. I-aș da un coia și un Leonardo și trandafirii fără bogardo. Și în fine dacă o fi să fie, o iau pe viață și de soție. Când toate cele îi urmesc pilda, nu vreau să o supăr zău pe Matilda. Papa da papa, 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 papa da papa. Dragul meu, dacă devin mai puțin cochetă, mai puțin capricioasă, mai puțin cheltuitoare, crezi că mă vei mai iubi la fel? Iubito, bravo, seara, eu n-am uitat în pieptul tău cântat inima, inima. Iubito, bravo, seara, eu n-am uitat în pieptul tău. Căruie care sui în vârf de munte, sus, sus, tot mai sus. Serial montan estival. Etapa a patra. Ați petrecut o noapte de vis, de neuitat. Din cutia jocului de table v-ați făcut un mic acoperiș și v-ați simțit minunat, ascultând clipocitul vesel al picăturilor de ploaie. Și ploaia dansa pe lemnul lecuit. În sfârșit s-a făcut ziua,
ploaia a încetat, vă sfătuim să porniți din nou la drum, încet însă, pentru că puteți aluneca în prăpastie și este posibil să vă rătăciți cu această ocazie și mai tare. Aburul de dimineață vă împiedică să distingeți la un metru în fața dumneavoastră. A sosit momentul să aplicați elementarul principiu, orice coborâre duce inevitabil la poalele muntelui. În caz că nu reușiți să urmați calea principiului destul de primitiv enunțat, noi am enunțat, am anunțat deja salvamontul, care este la cel puțin o oră de dumneavoastră, echipat cu rucsacuri, alpenstocuri și câini Saint Bernard cu sticluța de rom aferentă. Da, asta e, ați alunecat și acum stați la uscat pe prima cracă ieșită prietenos în cale. Țineți-vă tare, craca de care v-ați agăsat ca să vă țineți echilibrul este special întărită pentru asemenea cazuri. Puțină răbdare este foarte necesar, însă să-i ajutați și dumneavoastră pe cei de la Salvamont, strigând din când în când: sunt aici, sunt aici! Aici se încheie și excursia propusă de noi. Sperăm că veți fi atrași de acest interesant și inedit traseu spre cabana cea mai apropiată și vă urăm drum bun! Sunt aici! Sunt aici! Nu mă lăsați! Fii atentă, fii atentă! Mamă dragă, te rog, conduc cu atenție. Era cât paci să intri în camionul acela mare. Mai bine ai cumpăra un claxon mai puternic. De ce legătură are claxonul cu... Are, pentru că nu merg frânele. Actele la control, vă rog. Ați depășit viteza legală. S-o depășesc? Imposibil. Chiar credeți că sunt atât de grăbit să mă întorc din concediu la birou? Hei, hei, la drum, încă nu pleca, mai stai, noapte la început să spui, miserou, iubire somn. Nici noi nu suntem prea grăbiți, dar trebuie să ne întoarcem pentru că s-a terminat cărăruia. Asta, vreau să spun, s-a terminat emisiunea. Cărăruie care sui în vârf.